Avem o coaliție de conjunctură sau de compromis, așa cum spune Florin Câțu, și se vede că acest compromis îi doare pe toți. Sunt parteneri de guvernare, dar nu ratează nicio ocazie să se rușineze unii pe alții prin presă. Ultimele contre vin de la Câciu și Câțu. Fostul premier l-a ironizat pe ministrul de finanțe după ce acesta a făcut copy-paste cu un fragment din strategia fiscal-bugetară a lui Florin Câțu. Pun lupa pe declarațiile demnitarilor împreună cu jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu. Bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, vă rog. Se dau zmei în fața presei, dar în spatele ușilor închise nu sunt chiar atât de fioroși. Sunt reale toate aceste contre pe care le vedem? Nu, ce ați spus dumneavoastră, țintuit. Sunt o comedie pentru că, de exemplu, în cazul bugetului, noi nu avem de-a face cu un buget nici măcar trecut prin guvern pentru a fi trimis la Parlament, ci o propunere în dezbatere publică. Asta, fiind vorba de o dezbatere publică, și noi putem contribui, apoi PSD-ul și PNL-ul, și pentru cele două partide, nu știu dacă e o înțelegere scrisă sau o înțelegere față în față, poate e o înțelegere tacită, e un bun prilej de a-și păstra electorat, Partidul Social Democrat, mizând pe electoratul care vrea protecție socială, și PNL-ul mizând pe electoratul care vrea investiții. Repet, nu e vorba de o înțelegere, au bătut palma, și este înțelegere indirectă și în cazul de față, dacă ați observat, e ceea ce am semnalat în mai multe rânduri, comedia aceasta electorală, piesa aceasta are doi interpreți. Partidul Social Democrat se vrea la guvernare, parcă el ar conduce, ați observat, și PNL-ul în opoziție. De fiecare dată, contele sunt așa. Partidul Social Democrat, miniștrii, cum e domnul Criciu, avansează o formulă, și PNL-ul, de parcă ar fi în opoziție, intervine prin domnul Criciu. Deci este o comedie, o bătălie electorală într-o coaliție care ar vrea să guverneze.